Am văzut la YouTube diferite filmulețe prezentate de italieni care din cutii de conserve făceau niște sobițe cu peleți sau cu așchi de lemn pe care le numeau stufa pirolitica sau stufeta, adică sobiță pirolitică. M-am gândit să fac și eu ceva, dar mai serios. Și atunci am început să folosesc și să fac o serie de experiențe cu diferite căni din inox, dându-le diferite găuri și forme, înțelegând în principiu cum funcționează această mică sobiță, care este realitatea și, într-adevăr, dacă timpul de ardere este cel pe care îl declară cei care construiesc asemenea lucruri. Până la urmă mi-a reușit și mie un model pe care am fost mulțumit și între timp mi-a venit ideea că ce-ar fi dacă aș face o trusă de supraviețuire sau de excursii care să stea în portbagajul mașinii și care să fie la îndemână în orice moment, oricând are omul chef, să meargă și să facă un mic picnic în natură sau, Doamne vai, dacă ajunge într-o situație fără ieșire și atunci are foc, are tot ce trebuie strictul necesar. Și am început să caut în comerț o serie de lucruri pe care să le pot achiziționa la prețuri rezonabile și cu manoperă puțină, deci să poată fi executate în bucătărie sau într-un mic atelier unde să nu dispui numai de o mașină de găurit și cam atât. Eventual un bonfire sau o farfecă de tablă. Puțină îndemânare, puțină investiție și se poate realiza o asemenea trusă de supraviețuire. Am cumpărat o varijoară mică de aluminiu care conține brichete pentru a prins focul, chibrituri, brichete, lanternă, cuțit, spirit sanitar, care este necesar. Se poate pune în ea și aspirină, și pansament pentru o eventualitate. O trusă de grătar care se găsește tot așa în comerț. În cazul în care campăm sau vrem un picnic lângă o baltă sau suntem nevoiți într-o situație de urgență să ne procurăm singur hrana, o mică lansetă cu o linie gata echilibrată ca să putem să pescuim, o trusă de fier, care conține o căniță, o oliță în care se poate face o tocană, o oliță mai mare, are un mâner elegant, poate fi folosit, poate fi folosit și ca tigaie, și ca capac pentru fierbere mai rapidă. Toate astea se găsesc în comerț. Poate fierbe un ceai, se poate servi sau un cafea. Este foarte elegantă. Și acum o tigaie în care se poate frige carne, un pește, ouă, se poate fierbe un cârnat. Mă rog, poate fi preparat o mâncare pentru 2-3 inși fără probleme. Tigaia este emailată. Nu-mi plac plasticăriile și poveștile astea pentru că conțin dioxină și sunt otrăvitoare. Și acum piesa de rezistență. De unde a venit toată ideea?
sobița pirolitică. Sobița pirolitică care este compusă dintr-o cană. Le-am și lăsat minerul ca să poată fi, la care i-am dat câteva găuri jur împrejur de fi 12, de la 18-20 de milimetri de bază, dispune trei piciorușe, asta pot să fie prelungite, pot să fie pus așa pe terasă sau pe masă, dacă e terasa deschisă sau înfiptă în pământ. O altă cană la care i-am dat și mânerul jos și care are două rânduri de găuri de data aceasta, de fi 6 aici la bază și de fi 8 sus. Ce se întâmplă? Se încarcă ăsta cu peleți până la baza găurii, se pune una, două brichete, se dă foc și se aprinde cu un chibrit sau cu o brichetă și sobița noastră arde. Acum, piesa care necesită puțină mai multă manoperă e această piesă, care face ca flacăra să nu miasă pe toată suprafața, ci numai central, îmi mai dă și o rotire a aerului și a flăcării prin aripioarele respective, un fel de vortex care face ca arderea să fie mai bună, mai perfectă. Are niște urechiușe care nu-mi lasă ca să mă lângăne. Vedeți? Pe astea se poate pune tigaia sau ala. Sau poate fi pusă chestia asta care se folosește și pe ala gaz. Și asta este din comerț. Am cele patru curechi care se ridică în sus, cele patru șanțuri de aici, se potrivește, stă bine pe el și atunci așa vine tigaia, nu se afumă fundul atât de puternic. Dacă nu vreau să am o fierbere sau o gătire bruscă, ci puțin mai, folosesc această piesă care nu este altceva decât un uscător de linguri de furculiță, tot în comerț se găsește, se montează așa, și am vine tigaia sau ala pe el, pe lângă faptul că îmi pregătesc și mâncarea, îmi și iluminează plăcut în prag de seară sau seara. Funcționează și ca o lampă de iluminat. O încărcare de 350-400 de grame de peleți, că atâta intră în această căniță, face o ardere de o oră și 20 de minute calitatea peletului. Pot fi făcute și cu așchii de lemn. Condiția este să fie uscate cu crenguțe în loc de pelet. Mă rog, ce avem la îndemână. În cazul teraselor sau în cazul corturilor pot fi folosite, dacă vreau să fac încălzire, și o țeavă de genul acesta, care se încinge la aproximativ 200-300 de grade și îmi și produce și căldură. După gurile rele, spun că o sobiță din asta pirolitică este în stare să debiteze până la 4-4,5 kW putere. Acum, pentru ca să mă ardă bine orice tip de sobiță, folosesc o chestie din asta pe care eu o numesc antivânt, să înfinge frumos în pământ,
din partea din care suflă vântul și atunci flacăra arde mai bine, nu mă poartă în dreapta, în stânga și arderea este mai curată. Nu îmi suflă vântul fumul sau, mă rog, alte reziduri în urma arderii în față. Asta este. Asta pot fi folosite și ca sprijin pentru lansetă, dacă vreau să le pescuiesc, ies foarte ușor afară, fără probleme. Filmează, te rog. Vă mulțumesc pentru atenție. Doresc spor de la lucru pentru cei care vor să își construiască singura casă o asemenea trusă de excursii sau de supraviețuire. Vă mulțumesc încă o dată.